Ce faceți tinerilor? Astăzi o să vorbim despre Jocurile Olimpice și o să vă prezint un top 43 despre cele mai importante curiozități ale acestei competiții. Primul document istoric datează din Antichitate, din anul 776 înainte de Hristos. Legendele antice vorbesc despre regele Oenomanos, suveran al Olimpiei, care instituie o probă sportivă ce avea ca premiu mâna fiicei sale, Hipodania. Tinerii pretendenți trebuiau să se întreagă cu regele Oenomanos într-o cursă care eșecul soldându-se cu execuția celui învins. Numai puțin de 12 tineri mor în încercarea lor până apare Pelops, un tânăr erou grec. Cu ajutorul lui Poseidon, zeul mării, va defecta carul regelui, atribuindu-și victoria. Legenda ne spune că regele avea să piară în această cursă, iar prin comemorarea acestuia, Pelops va inaugura o nouă competiție numită Olimpiada și se va desfășura o dată la fiecare 4 ani. Impactul jocului este așa de mare, reușind în scurt timp să cuprindă toți grecii. Astfel, în următorii ani, iau naștere încă 3 concursuri. Jocurile corintice, desfășurate în Corint și închinate zeului Poseidon. Jocurile nemeice, închinate lui Hercule. Jocurile pitice se desfășoară la Delphi, închinate zeului Apollo. Pe perioada jocurilor era interzis orice conflict militar. Jocul era considerat sacru, dura 5 zile și în timpul jocului erau aduse ofrande lui Zeus. Competitorii puteau proveni din orice clasă socială. Antrenorii primeau sume uriașe pentru a pregăti tinerii familiilor înstărite, însă cei care nu-și permiteau un antrenor erau sprijiniți de către cetate. La început, jocurile erau deschise doar vorbitorilor de greacă, însă cu adoptarea Olimpiadei de către romani, aceasta va căpăta un caracter universal. Câștigătorii erau celebrați în ultima zi a jocurilor, primind cel mai râvnit trofeu, cununa cu lauri. De asemenea, erau scutiți de taxe și primeau mese gratuite tot restul vieții. Numele lor era menționat în locurile publice și cetatea își asuma rolul de a le ridica statui și ode glorioase. În anul 420 înainte de Hristos, Sparta este exclusă de la Jocurile Olimpice în acel an. Aceasta nu a respectat armistițiul sacru, deoarece a deplasat 2000 de soldați dincolo de granița regiunii Elis. Sclavii, barbarii, criminalii sau hoții nu aveau dreptul să joace. Femeile măritate nu aveau voie nici măcar să se uite, însă virginele și preotesele aveau acest drept. Olimpiada femeilor, dedicată zehiței Hera, era destinată doar femeilor și se întreceau într-o singură probă, cea de alergare. Premiile constau în cunun de măslin. Acestea concurau nud, fiind priliejul bărbaților pentru alegerea viitoarei soții. Se zice că la început a existat o singură probă, se numea stadion. Atleții se întreceau pe o distanță de aproximativ 190 de metri. Abia după 52 de ani, în 724 înainte de Hristos, grecii introduc o nouă probă, diaulos, proba de alergare, dar pe o distanță dublă, 400 de metri. A treia probă este tot de alergare, dar de data asta se desfășoară pe o distanță de 4800 metri, specifică maratonului de astăzi. Termenul de maraton provine de la un soldat grec, Fidipides. Legenda ne spune că după victoria grecilor împotriva armatei persane de la maraton, din anul 490 înainte de Hristos, soldatul atenian Fidipides, care avea și funcția de mesager, a alergat o distanță de 42 de kilometri de la câmpul de luptă maraton până în Atena, pentru a anunța victoria asupra perșilor. În momentul în care a ajuns, a strigat Nenikekamen, adică am învins, după care moare. În amintirea acestui erou, la inițiativa baronului Pierre de Coubertin, în programul Jocurilor Olimpice Moderne a fost inclusă proba de maraton, care se aleargă pe o distanță de 42,195 de kilometri, distanța exactă dintre maraton și Acropola din Atena. Din 724 până în 520 înainte de Hristos vor apărea noi probe. Pentatlon constă în 5 discipline: aruncarea discului, alergarea, săritura în lungime, lupte și aruncarea suliței, box sau pigamica. Cursele hipice
Pancration, disciplină sportivă care a dispărut de-a lungul timpului, îmbină boxul cu luptele, hoplitodromus, probă de alergare în care concurenții concurau în armură pe o distanță de 500 de metri. Concurenții depuneau jurământ în fața lui Zeus și se pregăteau 10 luni înainte de Jocurile Olimpice, iar 30 de zile toți împreună sub ochii arbitrilor. Motoul sportivilor era victorie sau moarte. Primii câștigători a probilor olimpice. Coroibos din Elis, 746 înainte de Hristos, Hipenus din Elis, 724 înainte de Hristos și Acanthus, 720 înainte de Hristos. Jocurile aveau să se desfășoare mai bine de un mileniu, până în anul 393 după Hristos, când împăratul Teodosiu I, apărător al creștinismului, le interzice, ca fiind manifestări păgâne. După 1500 de ani de întrerupere, în 1896, la Atena, au fost reluate Jocurile Olimpice cu ajutorul francezului Pierre de Coubertin și Evanghelie Zappa. Numărul sportivilor participanți a crescut de la 241 din 14 țări la Olimpiada din 1896 la 11.100 din 202 țări. Primul caz de boicot a apărut la Olimpiada de la Melbourne din 1956. Jocurile boicotate de Olanda, Spania și Elveția pentru a protesta de represiunea sovietică în Ungaria. Să vă explic pe scurt. Sătui de conducerea lui Matthias Rokossi, studenții au declanșat o demonstrație pașnică în 23 octombrie 1956, însă s-a transformat într-una violentă, sfârșită printr-un masacru în 10-11 noiembrie 1956. S-a estimat o pierdere de vieți de circa 2500 de maghiari și 700 soldați sovietici, iar 200.000 de locuitori au părăsit Ungaria. Al doilea caz de boicot s-a întâmplat tot în același an, 1956. Cambodgia, Egipt, Irak și Liban au boicotat jocurile în timpul crizei Suezului. Criza Suezului sau războiul canalului de Suez din 1956 a fost un război declanșat în timpul războiului rece ca urmare directă a hotărârii conducătorului Egiptului, colonelul Gamal Abdel Nasser, din 26 iulie 1956, de a naționaliza canalul Suez, proprietate franco-britanică, aflată sub controlul egiptean și, respectiv, respingerea ofertei americano-britanice de a construi barajul de la Asuan de pe Nil. Ultimul caz de boicot a fost în anul 1980 și 1984. Opozanții războiului rece și-au boicotat reciproc Jocurile Olimpice. Statele Unite, urmate de alte 64 de țări, au refuzat să participe la Jocurile Olimpice de la Moscova pentru a protesta la invazia Afganistanului de către armata sovietică. Și Uniunea Sovietică și alte 14 țări din blocul estic, cu excepția României, n-au participat la Jocurile Olimpice din Los Angeles, motivul fiind securitatea sportivilor nu a fost garantată. Primul caz de dopaj a fost în anul 1904. Thomas Hicks primea de la antrenorul său strihnină și brandy pentru a putea termina cursa. Însă era un lucru normal pe vremea aceea, deoarece mulți sportivi foloseau medicamente pentru îmbunătățirea performanțelor sportive. Primul caz de deces a avut loc în anul 1960 la Roma. În timpul cursei de ciclism, danezul Knut Elmer Jensen a căzut de pe bicicletă și mai târziu a murit. Testul antidopic apare după autopsia morții lui Knut Elmer Jensen, cel care am vorbit mai sus. Testele arătau că sportivul se afla sub influența amfetaminelor. Primul sportiv olimpic găsit pozitiv la testul antidoping a fost pentatlonistul suedez Hans Gunnar la Olimpiada din 1968. Acesta a pierdut medalia de bronz care o câștigase. Primele jocuri anulate au fost din cauza războiului. Jocurile olimpice de vară din timpul primului război mondial și jocurile de vară și iarnă din 1940-1944 din cauza celui de-al doilea război mondial. Primul caz de terorism a fost la Jocurile Olimpice din 1972 de la München. 11 membri ai echipei olimpice israeliene au fost luați ostatici de un grup extremist palestinian, Septembrie Negru. 10 dintre ei au fost uciși.
Al doilea caz de terorism s-a desfășurat în cadrul Jocurilor Olimpice de la Atlanta din 1996. O bombă a explodat în Sentinel Olympic Park, în care au murit 2 persoane și 111 au fost rănite. Simbolul olimpic. Aceste 5 inele reprezintă unitatea celor 5 continente. Bine, știu, sunt 7 continente, dar America de Nord și America de Sud sunt considerate un singur continent, iar în Antarctica nu e nimeni. Culoarea inelelor. Cele 5 culori, albastru, negru, roșu, galben și verde, pe fond alb, adică fondul draperului, au fost alese astfel încât fiecare națiune să aibă cel puțin una din cele reprezentante pe steagul național. Draperul olimpic a fost adoptat în 1914, dar primele jocuri la care a fluturat au fost Jocurile de la Antwerp din 1920. Divizia olimpică oficială este Sitius, Altius, Fortius, care înseamnă mai repede, mai sus, mai puternic. Flacăra olimpică este aprinsă la Olimpia, Grecia, și purtată până în orașul gazdă de atleți. Dar istoria ei este vastă și începe încă din antichitate. Pe perioada Jocurilor Olimpice antice, care erau organizate lui Zeus, torțele erau aprinse în templul său și a soției sale, zeița Hera. Însă, în epoca modernă, apariția acestei flăcări este una puțin comică. La Jocurile Olimpice de la Amsterdam din 1928, un angajat al regiei de electricitate a aprins o flacără în vârful turnului maratonului de pe stadionul olimpic. 8 ani mai târziu, la Jocurile de la Berlin, a fost lansată ideea unei torțe care să transporte flacăra olimpică din Grecia până în capitala Germaniei prin intermediul unei ștafete. Prima torță olimpică a călătorit timp de 12 zile și 11 nopți pe o distanță de 3187 de kilometri cu ajutorul a peste 3300 de persoane, mascota olimpică, un animal sau o figură umană reprezentând moștenirea culturală a țării gazdă, a fost introdusă la Jocurile Olimpice din 1968 din Mexic. Franceza și engleza sunt cele două limbi oficiale ale mișcării olimpice. Primul sportiv care a reprezentat România la Jocurile Olimpice a fost Gheorghe Alexandru Plagino. În 1900 a participat la proba de tir, din 31 de participanți a ocupat locul 13, acumulând 11 puncte. 307 de medalii au fost obținute de sportivii români, clasându-se pe locul 2 după Ungaria ca număr de medalii câștigate de o țară care nu a fost gazdă a Jocurilor Olimpice. 89 de aur, 95 de argint și 123 de bronz au obținut România. Cele mai multe medalii de aur, 25, s-au obținut la gimnastică. Nadia Comăneci, Elisabeta Lipă și Georgeta Damian au obținut cele mai multe medalii de aur, 5 la gimnastică și canotaj. La Jocurile Olimpice din Montreal din 1976, Nadia Comăneci obține prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice la paralel. La Jocurile Olimpice din Sydney în 2000, podiumul a fost în totalitate românesc la individual compus. Andreea Răducan, Simona Amânar și Maria Olaru. Vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și dacă nu cer prea mult, să vă abonați.